Odată cu apariția razelor de soare ne dorim să avem un corp de invidiat, însă este important să învățăm să ne schimbăm stilul de viață, dar și să facem mișcare zilnic. Este indicat să începem cu 3-4 ședințe de antrenament pe săptămână la sala de sport, dar și să alegem o dietă care să includă cerealele, carnea, lactate, fructe, dar și legume de primăvară. Mulți fac prostia! care sunt practicanți și vin la sală, să, adică ăștia știu, dar cei care nu sunt practicanți vin și în prima, vor, adică, bă, am un lună abonamentul plătit, hai în luna asta eu să o omor. Și fac cea mai mare prostie, trebuie luat ușor, cu greutăți mici, multe repetări, cardio puțin la început, puțin la sfârșit, o săptămână, două să te acomodezi și abia în a treia săptămână tu să începi să faci, să faci antrenamente. Deci trebuie lucrat cu greutăți ușoare la început. Nu trebuie să ne repezim pe aparate, hai să arăt eu că pot, mai am puștan pe aici care vin și vor să-mi arate mie că ei pot să ridice cu, uh, cu, foarte mult, dar să spun că după două săptămâni nu am mai văzut la sală. Pentru că uh, sala nu este de o lună, sala este un mod de viață, sala este un stil de viață pe care trebuie să-l practici tot Timpul. Echilibrul este cheia unui corp de invidiat. Cu o dietă potrivită și sport, rezultatele pot apărea mai repede decât ne-am imagina. Iar pentru cei care practică zilnic, îți spun sincer și pentru mine, perioada asta de săbători a fost foarte bună, pentru că m-am odihnit și îți spun sincer, când am venit să lucrez, am plecat cu greutatea, spre exemplu la pectoral, exact de unde am rămas. Adică am putut să, chiar mi-a fost mai ușor. A, 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 fost pentru noi ăștia practicanții o bine meritată pauză. Dar pentru ceilalți, din păcate, știi cum e vorba aia? nu te îngrași între Crăciun și Revelion, și între Revelion și Crăciun. Ca atare, venind aici cu sfaturi ce putem le arăta și cu câteva exerciții, pot să ajungă și nu până la vară, mult până la vară, să fim serios, și până la, și până la poți să dai, să dai rezultate. Dar cu dietă și antrenamente și mai echilibrat în mâncare, Putem să dăm rezultate. Este important să alegem un stil de viață sănătos pe care să îl urmăm tot timpul. Sunt oameni care fac un astfel de efort timp de câteva luni și reușesc să scape de surplusul de grăsimi, însă pe parcurs renunță la tot și revin la vechile obiceiuri. Instructorii de fitness ne sfătuiesc să încercăm să lucrăm toate grupele de mușchi de la zi la zi și să intensificăm antrenamentele la sală.